orașul Cimișlia. Concursul de fotografii Cimișlia în imagini a finalizat la 4 iulie 2020 de ziua orașului Cimișlia. În cadrul evenimentului celebrării zilei orașului Cimișlia, 400 de ani de la prima testare, primarul de Cimișlia, Sergiu Andronache, a înmânat premii și diplome învingătorilor concursului. Primăria orașului Cimișlia decernează domnul Ștefan Rusu pentru participare la concursul de fotografie cu genericul Cimișlia în imagini, locul 1. Niște fotografii, vă spun, foarte, foarte frumoase, care vor fi și într-o carte, cred că, care o să o facem pe viitor. Mulțumim mult! Eu cred că fiecare om de artă are o viziune aparte asupra Cimișlii. Cineva poate să fotografieze arhitectură, cineva peisaje, cineva oameni. Eu cred că fotografii o să fie postate pe pagina primăriei și o să vedem cu toții. Sunt curios și eu să văd ce lucrări au concurenței. Ție ce îți place cel mai mult? Portrete, peisaje sau, cum spui tu, arhitectură, detalii? Eu mai mult mă axez spre evenimente. Îmi place să fotografiez mai mult oameni. Și cum vezi tu prin ochiul obiectivului orașul Cimișlia? Doar nu are cetăți, nu are mare, nu are, să spunem așa, eu știu, ca alte orașe, muzee multe. Eu cred că Cimișlia e frumoasă prin simplitatea sa. Chiar dacă nu are clădiri mari, cu multe etaje sau clădiri vechi, prin simplitate e frumoasă. O imagine valorează cât 1000 de cuvinte. Să ne convingem de acest lucru, urmărind imaginile din concurs. Decernează cu locul 2 domnul Caraburea Vitalie pentru participare la concursul de fotografie cu genericul Cimișlia în imagini. Mulțumim pentru atâta răbdare care ați avut să fotografiați acele imagini. Trebuie să poți așa ceva. Mulțumim mult! Decernează cu locul 3, Scutare Alexei, pentru participare la concursul de fotografie Cimișlia în imagini. În urma acestui concurs foto, potrivit regulamentului, aceste produse finale vor fi utilizate cu indicarea autorului pentru promovarea localității, calendare cu imagini, fotocarte, felicitări, harta turistică a orașului, tur turistic virtual, expunerea fotografiilor în instituții publice, carte culinare cu rețete tradiționale și altele.